Aflați pentru a patra oară la noi în oraș, medicii și voluntarii din Statele Unite împreună cu medicii români au venit la Craiova pentru că doresc ca soarta animalelor de pe străzi să se schimbe. Sterilizarea este absolut vitală pentru oamenii care nu vor animale în preajmă, dar și pentru cei care le iubesc. Animalele nu au cerut ele să se nască, nu este vina lor că sunt pe străzi și cineva trebuie să-și asume răspunderea pentru ca ele să nu se mai mulțească. Nu se mai poate cu practica de a ne mulți animalele fără un rost, fără niciun fel de plan, da? Și la animale trebuie o mulțire planificată și noi nu dorim să mai fie animale pe stradă. Craiovenii care vor ca problema câinilor și pisicilor abandonați să fie rezolvată s-au alăturat acestui proiect. Am venit ca voluntar să ajut măsura în care pot, din dragostea pentru animale, din dorința de a fi cât mai puțin pe stradă și cât mai puțin fără stăpân. Luptăm pentru viața animalelor, dar o viață în care animalele să fie prietenele omului și nu omul dușmanul lor. Singura soluție este sterilizarea, deci nu există altă soluție. Oricât de radicale am încercat să fim, trebuie să acceptăm faptul că singura soluție este sterilizarea. Și am venit să dau mâna de ajutor. Campania de sterilizări gratuite se încheie duminică. Toți cei care vor să sterilizeze propriul animal sau unul de pe stradă trebuie să sune la numărul de telefon 0785 560 307 al Asociației Speranță pentru Animale.